să lumineze noaptea nunții noastre. Deschideți șampania, deslănțuiți pasiunea pentru Adriana din Comedia Erorilor! Aprindem lunările și dăm jos șarpierele pentru Doica din Romeo și Julieta! Răznim Biciu și sfârșie hainele pentru Scorpia din Împlăzirea Scorpiei! Mă cheamă Catarina! Am hotărât să luăm niște monologe de Shakespeare. Ne-am făcut poveștile noastre absolut interesante și erotice. Le-am dezbrăcat puțin pentru că sunt foarte frumoase și merită admirate. Am făcut rost de acești doi băieți absolut minunați, Gabi și John, care ne cântă live. Rain Dogs este formația lor. Stăm frumos, închidem telefoanele mobile, râdem dacă ne vine, aplaudăm cum se cuvine, urmează Julieta cea neprihănită din Romeo și Julieta. Este pentru prima oară când mi s-a propus să joc o ingenuă, dar ingenua clasică, Julieta. Acum cât am putut eu să aduc din candoarea mea, am adus în acest rol, însă, după cum a spus și Sandra, e un proiect mai îndrăzneț, așa că nu este numai o Julietă ingenuă și atât. Dar vă invităm la spectacol și o să vedeți câteva imagini, bănuiesc că se ocupă Alina de toate. Personal vă invit la acest spectacol pentru că este ceva atipic. Puteți să vedeți o Julietă atipică, o Catarina atipică, o Doică atipică, o Adriana atipică și doi băieți minunați și le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și ne-au susținut în proiectul ăsta. Romeo. Mă voi uita la el și-mi voi da seama. V-a sărutat cu meșteșug. Ce pune totul la picioare oriunde te urma, stăpânul meu! Oare mă iubește? Știu, va spune da. Și am să-l cred. Dar poate să se înșele. Dragul meu, Romeo, să fii sincer, ți-s drag într-adevăr? Sau poate-ți pare că m-am lăsat prea lesne cucerită? Îl înfiunt. Îi spun ursuză? Nu. Iar el să-și dea silința să-mi câștige iubirea înfrângându-mi cerpicia. Atâta. Realmente ne-a făcut plăcere să realizăm acest spectacol și lucrul ăsta se vede foarte bine în timpul spectacolului. Sunt puține proiectele la care te întâlnești și repeți cu drag, fără să te cerți, fără să existe răutăți, fără să existe tensiuni. Și așa a ieșit acest spectacol minunat, de care noi ne bucurăm foarte tare, pentru că niciuna dintre noi, deși suntem actrițe în adevăratul sens al cuvântului, nu
am avut până acum posibilitatea de a juca partiturile de genul acesta, respectiv Julieta, Catarina, Doica sau Adriana din Comedia Erorilor. Și atunci ne-am aruncat cu toată viteza înainte, o facem cu tot dragul, vă așteptăm la spectacol. Rușinea e pentru mine, doar. Am fost silită, împotriva voinței mele, să mă mărit cu un bădăran smintit, ce m-a cerut în graba cea mai mare. Grozav de necioplite mi-ai purtat exact ca în prima zi, tot bădăran rămâi. Eu trebuie și vreau cu orice preț să o iau pe Catarina de nevastă. Trebuie și vreau cu orice preț să iau pe... Ia lasă-mă, smintitule, în pace! Să dai poruși cui vrei, dar mie nu! Ce ușor înnebunesc femeile! Când n-au curajul să se împotrivească! Mi-a plăcut foarte tare să lucrez la acest proiect. A fost, poate sună a clișeu, dar chiar a fost o provocare pentru mine, pentru că nu am mai fost singură pe scenă în genul acesta, într-un monolog, adică să... No. Chiar a fost extraordinar să lucrez și să repet și să joc aici. Asta a fost ultimul meu spectacol, pentru că voi pleca din țară. Genială. Și... nu știu, mi-a făcut foarte mare plăcere să fiu în acest proiect. Bărbații n-au credință, n-au cuvânt și nu au pic de cinste. Sunt sperjuri, sunt răi, sunt mincinoși și prefăcuți. Unde o fi fata asta? Julieta? Julieta? Rău mai frumos ca aia nu am crescut. Atât mi-aș mai dori să nu închid ochii până o-i vedea o mireasă. Deșteaptă, bună, plină de virtuți. De fata asta eu am alăptat-o. Și cine a izbutit să o pețească? Norocul lui! I'm John. I am a guitarist and I play and write. Gabby and I wrote the music for this show. El e John, e un chitarist, cântă într-o trupă. Trupa se numește Rendox. Am zis ca să traduci, să nu fie nevoie să mai pui subtitrari. Noi am fost culeși așa pe ultima sută de metri. Le-am zis că văd femei goale. Așa cu o săptămână înainte de spectacol și ne-am băgat. Am zis gata. Hai că ne fii și nouă. Toți musafirii noștri au plecat. Hai în pat! Hai! Când te-ai vedea din nou, iubite, n-am să pierd prilejul să-ți dau de știre cât de drag îmi ești.